Scenariu de groază, dacă Donald Trump va ajunge la putere din nou, acesta i-ar fi spus Ursulei von der Leyen că Statele Unite nu vor ajuta Europa dacă va fi atacată. Cu alte cuvinte, am putea rămâne vulnerabil în fața amenințării Rusiei dacă va duce la bun sfârșit ce spunea pe vremea când era președinte și a participat la un forum economic mondial la Davos. Trebuie să înțelegeți că dacă Europa este atacată, nu vom veni niciodată să vă ajutăm și să vă sprijinim. L-a citat pe Trump un comisar pentru piața internă care a asistat la discuție. NATO e o organizație moartă, iar noi vom pleca, vom ieși din NATO, ar mai fi spus fostul lider de la Casa Albă, potrivit oficialului european. Discuția a avut loc în ianuarie 2020, în ultimul său an de mandat. Așadar, ceea ce părea imposibil pare tot mai probabil. Statele Unite ne-ar putea lăsa pradă lui Putin și discutăm despre acest subiect cu Claudiu Pândaru. Este alături de mine în platou. Bună dimineața, Claudiu, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. Cum arată acest scenariu și care ar fi efectele imediate? Evident, depindem de alegerile din state până la urmă. Da, lucrurile sunt mult mai complicate decât atât, dar ce este limpede e că realegerea lui Donald Trump ar însemna un pas sau mulți pași în spate, atât pentru NATO cât și pentru relația dintre Statele Unite și Europa. Știți, Donald Trump nu a ascuns niciodată faptul că e nemulțumit de felul în care funcționează Alianța Nord-Atlantică. Să ne aducem aminte că acest fost președinte american practic a apăsat întreaga alianță să crească contribuția țărilor membre pentru a se ridica la nivelul contribuției pe care Statele Unite o aveau în acel moment. Acestea fiind spuse, lucrurile sunt însă mai complicate și mult mai complexe de atât. Mai e un lucru de luat în considerare. Despre Donald Trump putem spune cu certitudine că este un lider tranzacțional. Așadar, domnul Trump își poate schimba foarte rapid opiniile dacă, la finalul unei negocieri, dânsul câștigă ceva. Din momentul în care Donald Trump făcea acele afirmații și până acum, lucrurile în geopolitica mondială s-au schimbat. Statele Unite sunt confruntate cu o presiune din ce în ce mai mare a Chinei, spre exemplu, în jocul internațional, atât politic, dar mai ales economic. Alegerile din Taiwan, unde cele două superputeri au un interes direct, sunt cruciale în sensul ăsta. Așadar, ce trebuie să înțelegem când tragem linie și asupra judecății unor informații de genul ăsta este că ne așteaptă ani extrem de imprevizibili. Donald Trump e un președinte tranzacțional, Donald Trump este un președinte la rândul său imprevizibil și Donald Trump nu judecă lucrurile, nu ia decizii având și argumente afective în spate, ci doar interese punctuale și imediate. Mulțumesc foarte mult, Claudiu, pentru prezența în jurnal și pentru toate aceste explicații.